intră în spatele scenei politice și descifrează faptele chiar din culise. Urmărește-o pe Camelia Spătaru. Înțelege direct din culise. De luni până vineri, de la ora 21, numai la Giga TV. Gândim altfel. Fiecare duminică la Giga TV. Gândim altfel. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la România au prezent, celor dintre dumneavoastră care nu sunt plecați cine știe pe unde cu ocazia acestei mini-vacanțe de 1 mai. Noi astăzi ne ocupăm de actorie și maestrie. Actorie, împreună cu primul meu invitat, actorul Gabriel Duțu, iar maestrie, ei, acolo să vedeți ce n-ați văzut, pentru că pătrundem așa ușor în tainele, în ABC-ul medicinei tradiționale chineze, împreună cu maestrul internațional în Qigong, Adrian Flora. Va fi o emisiune foarte interesantă, cu subiecte foarte variate, avem tot felul de provocări pentru dumneavoastră, așa că puteți să mai amânați un pic ieșirea la iarbă verde, oricum e foarte cald afară, și să stați cu noi o oră, până la ora 17. Bun, mă grăbesc să îl salut de bun venit pe primul meu invitat, pe actorul Gabriel Duțu. Gabi, bine ai revenit pe la noi. Bine v-am găsit. Ce frumoasă emisiune am făcut noi de 8 martie, mai ții minte? Da, am râs foarte mult la acea emisiune și după. Fost absolut minunat. Astăzi, fără dragul nostru Mihai Alexandru, care era așa și artistul grupului, dar da, și el era mascota grupului. Nu neapărat mascota, dar punea sare și piper acolo. Da, punea sare mult și piper. Iar eu și cu Vlad râdeam pentru că este absolut, are un umor absolut debordant, deci te cucerește. Pur da, să știi că eu vreau să mai repetăm o dată acea formulă. Sper că nu s-a supărat nimeni atunci, pentru că nu era decât o, ne relaxam absolut, era minunat, dar oricum, importanța femeii în viața noastră nu va fi niciodată minimalizată. Așa e, da, bine, e o vorbă care zice că numai proștii sunt serioși, știi? Dar putem să vorbim despre lucruri da, importante, serioase de câte ori au fost serios și pe buze. Așa că nu trebuie neapărat să ne punem morda aia de oameni foarte importanți, foarte responsabili, așa, pentru a vorbi despre marile teme. Oh, da, bineînțeles că da. Și nici nu cred că face foarte bine. Mai ales că cred că de multe ori oamenii s-au obișnuit cu lucrul ăsta, așa, cu masca aia, vorbim serios despre ceva, nu? Putem să vorbim și cu zâmbetul pe buze despre ceva. Să nu uităm că totuși suntem un popor care am trăit perioade foarte grele râzând foarte mult, că nu mai aveam altă soluție, așa că nu văd de ce, nu știu, în ziua de azi nu, trebuie să excludem umorul din tot ce se întâmplă. Deci, cred că este o armă. Ca și pe domnul Ceaușescu, este o armă. Cu asta reziști. Este un mod în care trec mai ușor problemele, sau poți să treci peste probleme mult mai ușor. Așa e, noi încercăm și acum, dar parcă ne ieșea mai bine înainte de 89. Da, pentru că nu perspectiva aveam... Perspectiva actorului Gabi Duțu, care este? Mai avem cam aceiași parametri ai umorului? Dacă luăm așa un umorometru, să zicem. Umorometru, talentometru, talentometru, da. Aparate pontometru, de genul. Pontometru, să măsurăm calitatea poantelor. Nu știu, era pe vremea cealaltă, în perioada lui Ceaușescu înainte de Revoluție, umorul avea un alt, oamenii veneau la teatru pentru că scena era locul în care de foarte multe ori actorii, vorbind cu subînțeles, spuneau adevărul, pe care altfel, dacă le mai spuneai așa, te uitai foarte atent în jur.
să nu cumva să te audă cineva sau să te trezești că ești a doua zi să dai un extemporal la băieții cu ochii albaștri. Și, na, pe scenă se întâmpla lucrul ăsta. Actorul era tot timpul acoperit, ce se întâmplă și acum. Eu sunt acoperit, spun ceva, acum, dacă imaginația ta s-a dus într-o altă direcție, nu este vina mea, este ce ai gândit tu, eu doar am spus faptul deci, că las imaginația niște... imaginația noastră e subversivă. Da. Nu mesajul dumneavoastră. Nu. Noi întotdeauna o să avem o ieșire. Unde te văd oamenii, Gabi? Pentru că ești conștient acum, după rolurile frumoase pe care le-ai făcut tu, deși eu nu sunt un fan al genului telenovelistic, dar ai un fan club, am văzut tot felul de dedicații. Tu ai văzut filmulețele pe YouTube pe care niște zile ai văzut? Da, este o domnișoară care pe o muzică stă și are niște mesaje scrise cu markerul și la un moment dat m-am distrat tare de tot, zice: și te-aș mai lăuda, dar mi s-a terminat markerul. La mulți ani, Gabi. Da, Marisa Iacu, ea se ocupă de filmulețele astea care m-au amuzat de prima oară când le-am văzut. O relație destul de bună cu fanii mei, așa, nu sunt glumim, spunem bancuri, mai am momente de astea. Când am timp și am să intru pe Facebook și să stau, ceea ce în ultima perioadă nu prea s-a mai întâmplat. Dar așa, la Metropolis, într-un spectacol, Baba care ascultă ABBA, care deja e de două stagiuni, se joacă la Metropolis. Acum mă pregătesc, probabil până la jumatea lui mai, o să definitivăm, am scos o variantă, dar nu ne-a plăcut nouă foarte tare, unui spectacol într-un spațiu neconvențional, care se numește Realitatea Virtuală, așa că l-am retras, îl mai rearanjăm și o să încercăm... O să încercăm din nou, pentru că e o mică bijuterie, un spectacol în două personaje, scris de Alan Arkin. Este un actor din Statele Unite care a avut și un Oscar pentru rol secundar. Mă ocup de Târgoviște. Am un mic proiect în care e o prezentare a județului Târgoviște, în care e o parte de filmare pe care încerc să o fac cu prietenii. Un proiect de film independent, care iarăși probabil că vom încerca să-l facem așa între prieteni. Încerc să fac niște formate de emisiuni. Mă rog, lucrez. Ce de treabă! Da, soția nu e foarte încântată, Adriana nu e foarte încântată pe chestia asta, pentru că îmi răpește foarte mult timp. Uite, în perioada asta nu o să fiu plecat undeva, am rămas constat, în fiind împreună aici în studio, că nici tu nu ai plecat nicăieri de 1 mai. Nu, am rămas în București pentru că am foarte mult de lucru. De fapt, cred că noi suntem în normalitate, noi ce să mai zicem, știți? Vulpea care n-ajunge la struguri zice că sacri. Dar nu, de ziua femeii vorbim de femei. De femei. De ziua copilului vorbim despre copii, nu? De ziua îndrăgostiților despre îndrăgostiți, iar de ziua muncii despre ce putem de ce vorbim vorbi? Numai despre de muncă. De grătare, picnic, vamă. Nu vorbim despre muncă. Ce să facem despre la vamă? Muncă. Este urât, e afară, e soare, e frumos. Ce să facem de 1 mai la mare? Mă gândesc că de 1 mai, eu cred că n-am ratat, Constanțean fiind, 1 mai însemna prima baie în mare. Deci era clar, mergeam, grătarele pe malul mării, un fotbal, baie în mare și după aceea... Da, sună îngrozitor. Bine că te-ai lăsat de astfel. Bine că m-am lăsat de asemenea obicei. Da, da, era ceva... Da, eu mă disociez. Eroare. Da. Aș vrea să atingem un subiect foarte simpatic, așa, Gabi, pentru că profit de prezența ta aici. Uitați-vă și dumneavoastră la domnul Gabriel Duțu. Talentat, frumos, da? fan club. Da, asta cu talentul și cu frumusețea. Stai așa, că am pregătit un material, că vreau părerea ta. Da. Acum, de ce să ne ascundem după deget, am zis noi. Ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place, așa, umblă vorba. Actorii sau artiști, cântăreții, până și sculptori sau pictori, cu cât sunt mai armonios construiți, da, și fizic, pe lângă construcția spirituală foarte, foarte armonioasă, cu atât au mai mare priză la public. Da. Și acum cine zice altfel, nu știu, probabil că or fi câteva exemple pe care le pot da, dar... Fără a dori să fac vreo relaționare, repet, eu întotdeauna am avut mari dubii vis-a-vis de talentul. Sigur, am înțeles, te disociez. Da. Am notat. Lasă alții să vorbească lucrurile astea. Citisem undeva un test făcut, bineînțeles, că, așa cum se fac testele de americani sau britanici, da, ceva în genul ăsta.
Descoperiseră că oamenii frumoși au mult mai multe șanse în viață și aici e vorba de lucrurile pe care le fac. Pentru că au întotdeauna mult mai multă trecere, lumea ascultă cu mai multă atenție. Foarte interesant. Studiul era foarte interesant. Mm-hmm. Dar noi ne-am axat pe zona actoriei astăzi și chiar vrem să vă provocăm și pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor, la un exercițiu de imaginație. Imaginați-vă că ați fi regizori, da? Și ați avea niște roluri, rol principal, să zicem, pe care ar trebui să-l dați unuia dintre actorii dumneavoastră favoriți. Ia ziceți repede, repede așa. E un frumușel sau e o frumoasă a cinematografiei mondiale, să zicem. Nu, persoanele din incinta României se exclud. Așa, ne ducem peste granițe. Și haideți să vedem ce zic și ei și haideți să vedem prin ce transformări au trebuit să treacă, astfel încât să prindă niște roluri din alea, Gabi, roluri de substanță, de compoziție, roluri cu greutate. Pentru că aici e o discuție și o să te rog să te gândești și tu ce părere ai și ce alegere ai face. Deja aș putea să spun, hai să așteptăm materialul și vorbim după aceea. O alegere complicată. Frumusețe naturală să fie sau urâțenie contrafăcută? Ziceți dumneavoastră ce? Îi iubim, stăm la coadă la cinema sau răscolim disperat internetul ca să le vedem filmele. Poate chiar ne împrietenim cu ei pe Facebook și ne contrazicem până în pânzele albe cu toți amicii care îndrăznesc să-i conteste pe actorii noștri preferați. Sigur că ne plac cei buni, dar nu strică să fie și frumoși. Ba chiar ajută. Din totdeauna, frumoșii Hollywoodului dau ora exactă pe glob în materie de filme, modă, diete și, mai nou, acte caritabile. În mod paradoxal, însă, de câte ori sunt întrebați dacă frumusețea a fost un atu în cariera lor, majoritatea spun că, dimpotrivă, tocmai frumusețea i-a ținut departe de rolurile de substanță, pentru care ingredientul de bază ar fi fost o curățenie expresivă și interesantă. Noroc cu machiajul și cu minunile pe care le fac graficienii și experții în efecte video. Dacă ați fi regizori, dumneavoastră ce ați prefera? Frumusețea naturală sau urâțenia contrafăcută? Priviți imaginile cu superba Charlize Theron, transformată magistral într-un monstru de femeie, rol numai bun de Oscar. Dar de Nicole Kidman, ce ziceți? Câți ați fi recunoscut-o în The Hours, cu așa trăsături aspre și cu design nasul coroiat în locul mesucului cârn cu care ne-a fermecat? O trecem pe lista metamorfozărilor surprinzătoare și pe adorabila Hilary Swank în Boys Don't Cry, din nou un rol de Oscar. Cu 18 kg în plus și cu mustață, dar fără acel cuceritor zâmbet într-o dungă care l-a consacrat, nici Matt Damon nu mai e ce-a fost, nu? Și pentru că tot vorbeam de kilograme în plus, Renée Zellweger ne-a cam făcut pe toți să ne încruntăm la noua ei imagine din jurnalul lui Bridget Jones. Cu un look total schimbat ne surprinde și Emma Thompson în Nanny McPhee, rol pentru care s-a muncit ceva la machiaj. Don Juanul Leonardo DiCaprio ne uimește și el prin transformarea în J. Edgar, unde ne face totuși o demonstrație că nu-i stă prea rău nici când e secretos și încruntat. Luăm caimacul transformărilor, cât ai zice, Brad Pitt sau Benjamin Button. Curios caz, într-adevăr, pentru că nu odată ne-am întrebat, văzând filmul, dacă e chiar el sau nu cumva ne-am lăsat păcăliți de generic. 8 transformări, 8 povești care ne-au rămas la suflet, 8 frumoși urâțiți artificial și o întrebare de baraj. Preferați frumusețea naturală sau e bună și urâțenia? Fie ea contrafăcută sau nu? Extraordinare transformări, nu, Gabi? Preferata ta care din cele pe care le-am prezentat? Neapărat din materialul pe care l-am văzut acum sau pot să vorbesc și despre altceva? Poți să ne dai și tu exemplele tale. Nu, exemplele sunt absolut minunate. Din punctul meu de vedere există un vârf pe un actor destul de ciudat. Nu știu dacă vă aduceți aminte de un film foarte vechi care se numea Johnny Handsome. Mhm. Mickey Rourke. Da. Mickey Rourke, care avea niște probleme cu fața, s-a operat. După părerea mea, a fost unul dintre cele mai bune roluri pe care le-a făcut Mickey Rourke, care, lăsând la o parte orhideea sălbatică și toate nebunile și viața ciudată pe care a avut-o, că asta l-a și dus la urcat și l-a coborât. Ăla era un film în care
sensibilitatea durului a ieșit la suprafață. El are o componentă sensibilă care rămâne întotdeauna ascunsă în el, pentru că lumea l-a perceput într-un fel, a fost obligat să lucreze în felul ăsta, pentru că asta înseamnă piața, asta s-a cerut. Dar acolo ieșea la suprafață o hipersensibilitate. E ultima secvență în care singurul gând pe care l-avea este dacă este frumos sau nu, dar cum e făcut, absolut minunat. Dar asta este visul oricărui actor. Oricare actor își dorește lucrul ăsta și nu neapărat să se urățească, pentru că asta este primul impact pe care l-ai. Dar dacă vrei, partea de urățenie este, seamănă cu un tic. Actorii se feresc de ticuri. Orice profesionist o să spună că da, bine, în momentul în care ți-ai găsit un tic, ce o să-ți povestesc, este la prima mână. Este mult, mult prea la prima mână. Noi întotdeauna căutăm mult mai adânc. Nu partea de urățire este foarte importantă în construcția unui rol. Ea vine și definește ce se întâmplă cu personajul sau cum vede personajul tău lucrurile în momentul în care este așa de urât. Pentru că asta înseamnă să-ți creezi o altă poveste. Înseamnă să-i creezi tot background-ul de când era copil, de ce s-a izbit, cum a ajuns și cum a ajuns acolo. Și iată, asta îți dă dintr-o dată alte date. Iar construcția personajului dintr-o dată se schimbă foarte mult. Pentru că intri într-o lume destul de... o lume a personajului pe care tu o crezi, dar ea este așa, cum să spun eu, destul de forțată și cu toate problemele pe care... E o problematică... este superb. Asta îți caută orice actor, pentru că partea de frumusețe ține de un anumit tip de superficialitate. Da, le cam mâncați pâinea așa celor care sunt mai, nu știu, în zona aceea de urățenie șarmantă, interesantă, pentru că din frumos urât vedem bine că se poate. Dar din urât să te facă super frumos, nu prea. Aici este, dacă vrei, din punctul ăsta de vedere, este un... cum să spun eu, un pariu pe care orice actor îl are. În general, actorii frumoși, să zicem, actorii care au componenta asta de frumusețe destul de pregnantă, au o capcană, pentru că sunt trimiși pe roluri de frumoși, fără foarte multă consistență, exact, pozitiv, toată lumea te iubește, nu asta își doresc actorii. Actorii de aia își doresc roluri negative. Sau pentru că alea îți dau voie fără să schimbi fața, spre exemplu, de multe ori se schimbi din interior și atunci spectatorul sau telespectatorul te urăște sau nu, fără să mă țină cont de fața ta vis-a-vis de lucrurile pe care le faci. Deci adică nici frumusețea nu e o monedă pentru actor, nu. Atât pentru puternică și universal valabilă. Pentru un actor care vrea mai mult de la el, nu, niciodată. Niciodată. Eu mi-am dorit cel mai mult în viața mea să joc Cocoșatul de la Notre Dame. Jur. Este unul dintre... Și bineînțeles că mi s-a spus din facultate că am avut păcat că nu te-a trei, trei variante. Exact așa mi s-a spus. Nu stai liniștit că mi-ar fi plăcut să joc. Când s-a terminat facultatea, profesorul nostru Liviu Manolache l-a întrebat: ce v-ar plăcea să jucați? Trei roluri. Și eu am zis că aș juca nici nu mai... A juca în Romeo și Julieta Mercuțiu, care mie mi se pare mult mai frumos decât Romeo, care are o poveste mult prea lungă. Mercuțiu este absolut excepțional și face sarea și piperul în acel spectacol. Richard al III-lea mi-ar fi plăcut și Cocoșatul de la Notre Dame. Și bineînțeles că pentru ultimele două mi-au spus profesorii niciodată. Niciodată. Tu arăți... Trei dorințe ai avut și tu l-ai rugat așa, pe peștișorul de aur. Așa o să joci. Nu, am reușit până la urmă. Au fost, cum să spun eu, au fost regizori care au pus pariuri pe mine așa. Și mi-a plăcut foarte mult. Dar de obicei frumusețea este asimilată cu superficialitatea. Pentru că nu de puține ori... Cu o ușoară lipsă de credibilitate. Am zis ușoară așa, ca să nu... Și o ușoară lipsă de creier, ca să punem punctul pe ei. Acum ce să mai vorbim? Da, nu e neapărat așa. De-aia pariurile... Trebuie să ai un regizor care cât de cât te cunoaște sau care poate să parieze pe tine că poți să faci compoziția. Cum pentru aia. Fiecare dintre cei pe care am prezentat noi mai devreme în material... Există câte un mare regizor care a pariat încă de la începutul carierei. Ne gândim la, mă gândesc numai la Martin Scorsese, care pe Leonardo DiCaprio, una, două, îl distribuie în rolul în care nu l-ar vedea. Da, dar nu l-a preluat acum. L-a preluat exact, că Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio deja... Noi vorbim aici, la Hollywood, vorbim de niște vârfuri. Vârfurile își pot permite așa ceva, pentru că ai câte un regizor care pariază pe foarte multe efecte speciale și pe ce poate el să facă. Într-o țară ca România, în care se fac, nu știu, maxim 7 filme pe an,
E destul de greu ca un regizor să strice un film pe care și așa, a cărui finanțare trage cu greu, să facă experimente, corect, chiar dacă ar putea fi experimente care i-a reușit. Au fost, dar pe vremea lui Ceaușescu au fost foarte multe experimente din punctul ăsta de vedere, foarte reușite. Da, fiindcă se făcea artă pentru artă, nu artă pentru... Da. Vorba lui Mircea Diaconu, pe vremea mea nu se numeau telenovele, se numeau filme și aveau și pretenții de artă. Am râs la notara într-o zi pe chestia asta teribilă. Asta este adevărul. Acum, cred că e loc pentru orice fel de film și orice fel de structură pe piață. Cineva la un moment dat mă faulta pe un site, pentru că am spus că telenovela este o variantă de film cerută de public. Cineva spunea cerută sau neobligați să înghițim așa ceva. Eu nu cred că obligi pe nimeni să facă nimic. Ai o telecomandă. Da. Poți să zapezi liniștit. Au publicul lor, adică poți să alegi dacă ești în acel target sau nu. Și din punctul ăsta de vedere, repet, fără să fiu, eu nu sunt un mare fan al telenovelelor. Niciodată n-am fost ipocrit să spun că dacă mi s-ar oferi un lor, nu aș juca. Ba da, aș juca, sunt actor, e o colaborare, fac ceea ce pot să fac mai bine și acum rezultatul se vede sau nu. Corect, se vede. Corect, așa cum un mare cântăreț, sigur, poate să cânte, cine știe ce melodie foarte complicată, vocal vorbind, dar... poate să-și dovedească maestria și pe Melk Codobelk. I-am auzit pe mulți și foarte mari spunând asta. Bineînțeles. Dar asta este adevărul, așa că... Da, da, e minunat. Orice actor își dorește asta. Filmul e partea de film de lungmetraj sau filmul de televiziune care capătă acum foarte multă forță pentru că din cauza problemelor economice din toată lumea, dacă ați observat o foarte bună parte din actorii de la Hollywood care înainte spuneau că nu o să facă televiziune niciodată, au început să migreze către show-uri de televiziune, către filmele de televiziune care au din ce în ce mai mulți fani și fac rating și... Corect. Până la urmă, cred că avem timp pentru toate, Gabi. În măsura în care le luăm pe rând, nu le facem pe toate chiar deodată așa, și le alocăm timpul și energia necesare la momentul potrivit. Da, și ne mutăm la alte proiecte mai încolo. Proiectul nostru, la care ne mutăm acum, se numește Roz în plic. Și aici avem și adevăr și provocare și depinde dacă tu alegi, Gabi, varianta mai ușoară, varianta mai estivală, așa, fiindcă tot vorbeam noi de mare, sau varianta mai încuietoare? Prefer roșu. Prefer roșu. Da. Oh, E bine sau cum e? Nu, astăzi, eu vă fac o mărturisire. Astăzi le-ai schimbat între ele. Le pusesem un pic așa. Deci erau aici, în plicul roz, niște chestii drăguțe. Uite, dacă o să avem timp, îți promit că îl deschidem și pe celălalt. Da. Ca să fie... Bun. Până atunci ți mânez plicul roșu, în care vei găsi trei întrebări. Da. Ce crezi că are vreo importanță? Nu au nicio ordine. Okay. Nu trage cu ochiul așa la prima. Ok. Ce crezi că este mai important pentru a ajunge un mare actor? Inteligență și talent, frumusețe și carismă, norocul să te remarce cine trebuie și când trebuie. Care dintre cele trei variante? Sincer, în mod normal, ți-ar trebui din toate. Știam. Numai că procentajul este foarte, foarte diferit vis-a-vis de ceea ce crede lumea, pentru că procentajul ăsta diferă de la țară la țară, dar peste tot în lume o să se spună același lucru. Cel mai mare procentaj nu ține nici de inteligență, nici de talent, nici de frumusețe și nici de carismă, ci de norocul să te remarce cine trebuie. Este o meserie care este făcută... Nu știu dacă din păcate, cred că din păcate, pentru că sunt foarte mulți actori foarte buni care și în România și în străinătate care nu ajung să fie cunoscuți, care nu au, așa a fost să fie, nu au avut noroc sau nu au noroc. Îți admir sinceritatea. Deci procentajul ăsta, pentru că mulți ar fi zis, eu știu, ar fi ales alte categorii. Nu, dar într-adevăr, sunt actori care nu sunt talentați. De un descoperitor. Sunt actori care nu sunt talentați, dar pot fi carismatici și atunci se poate întâmpla ceva cu ei. Sunt actori care sunt foarte talentați, dar nu știu, nu au norocul să-i vadă cineva. Deci nu avem norocul ăla care reprezintă, după părerea mea, cel puțin 80% din viața ta de actor. Și aici vorbim de norocul să fii foarte văzut. Asta înseamnă foarte mult film, foarte multă televiziune, pentru că este clar, teatru deja oricum îți dă un anumit tip de notorietate, dar pe un sector de public iubitor de teatru, care este, din păcate, foarte mic. Sunt foarte mulți actori care se limitează la teatru și care le place chestia asta. Aia este foarte bine. No. Frumos. Cum arată o zi neagră din viața unui actor, dar una roz? Vai. Asta e o întrebare grea.
Pe aia le explic urmă. O zi neagră din viața unui actor este o zi în care nu lucrezi. Jur, o zi neagră din viața unui actor este o zi în care nu lucrezi. O zi neagră din viața unui actor este o zi în care te-ai dus la un casting, știi că ești foarte bun, dar altcineva o să ia casting. Din băgate, ăsta e un adevăr despre care nu se vorbește. De cele mai multe ori nu se vorbește. Și cum se fac acolo? Nu, acolo păi așa se fac cărțile. Nu numai la noi. Nu e o problemă, nu e un românism. Să nu zici că și la voi există chestia aia cum se tot râmbițează pe la TV cu licitațiile măsluite. Adică vă chemăm 10, dar de fapt e dat contractul al lui 11-lea. Este dat sau nu este dat? E destul de trist pentru un actor și asta la un moment dat o să pasă să-ți o spună foarte mulți actori. Când descoperi că după foarte mulți ani de casting-uri și așa, descoperi că te-ai dus pe post de, nu știu, așa, ești... Să fii la număr, că trebuie să fie mulți acolo. E foarte trist ce spui. Da, e trist, dar asta este un adevăr, noi trăim cu el. Deci îl știm, trăim cu el, ăsta este sistemul, nici măcar în străinătate. Nici, să nu credeți că americanii sunt scutiți de chestia asta. Deci e universal valabil. Iar o zi din viața unui actor roz, asta e ziua neagră, în care ai tot felul de chestii de genul ăsta. Și nu sună telefonul eventual, nu te caută nimeni? Și nu sună telefonul și nu te caută nimeni și nu lucrezi. Actorii sunt absolut disperați că nu lucrează. Toți actorii sunt disperați că nu lucrează sau în teatru. Sau... De actorul, prin definiție, cred că este un tip foarte activ și tot timpul face ceva. De a se bagă în 15 proiecte când se poate. Iar o zi roz este o zi în care nu te poți împărți și nu-ți dai seama. Am de filmat până la 6, după care trebuie să mă duc la teatru, cam spectacolul, deci trebuie să plec la 6 pe platou, la 7, la 6, 6 și un sfert maxim trebuie să fiu la teatru, la 7 începe spectacolul, la 9 se termină, mamă, la 10 trebuie să fiu cam o filmare de noapte, care se termină pe la 3, după care mai am încă o jumătate. Asta este o zi roz din viața unui actor. Momentul ăla când nu mai ai zi liberă și începi să dai nopțile și începi să filmezi nopțile, să faci din zi noapte, că asta se întâmplă ceva. Momentul în care lucrezi orice, oricum, încarci personaje, asta e o zi roz. Ce frumos răspuns. Deci unde e multă muncă e și mult roz. Da, da, pentru noi da. Unde e relaxare și timp liber Nu e bine, nu e, ceva e în neregulă. Ceva e în neregulă și un actor întotdeauna când o să relaxeze prea mult o să vezi că o să înceapă să facă ceva. Ori își face un proiect singur, face un one man show. El simte nevoia să lucreze constant. Orice actor care se respectă și care își iubește meseria face lucrul ăsta. Doamne ajută să aveți numai zile roz. Să sune telefoanele, să stați până în creierii dimineții la filmări. Da. Asta este o întrebare foarte, foarte interesantă. Spaima de stagnare, de plafonare, îi chinuie pe mulți profesioniști din vari domenii, e adevărat. Ce înseamnă plafonarea pentru un actor și ce faci tu ca să o eviți? Vorbeam de frumoși mai devreme. Uite, aia înseamnă o plafonare. Momentul în care cineva te bagă într-un șablon și faci numai lucrul ăla, la un moment dat înseamnă să te plafonezi. Pentru că nu te poți dezvolta. Orice rol înseamnă o provocare. Dacă ai două roluri care se aseamănă, ca actor întotdeauna vei simți nevoia următoarea abordare să nu semene cu cealaltă, chiar dacă ele se aseamănă și te vei lupta cu regizorul, pentru că nu vrei să te repeți. Asta este cea mai mare nebunie a unui actor. Nu vreau să mă repet, nu vreau să fiu la fel. La un moment dat... Voi vă studiați, Gabi, spre exemplu, când tu ai în față provocarea unui nou rol, iei și te uiți pe filmările mai vechi să vezi dar le ai întipărite. Știu ce am făcut. Deci nu le vezi fizic pe DVD, dar le vezi aici. Nu, știu ce am făcut. Indiferent de cât de mare e lista aia, știu ce am făcut. Că pot folosi anumite elemente din ce am făcut înainte, da. Dar nu vreau să fie la fel. La un moment dat, Teodora, lucram cu ea la un spectacol cu Teodora Hergelegiu, are unul dintre regizorii mei de suflet, un om absolut minunat și ne știm de foarte mulți ani și lucrăm împreună foarte mult. Schimbând tot timpul și ea propunându-mi alte nebunii și alte nebunii, am acceptat un rol discutând cu ea și am zis da, dar nu vreau să mă cunoască nimeni. În prima fază Teo a zis că am luat-o razna, după care și-a dat seama la ce m-am referit, pentru că vreau să fie o foarte mare diferență între ce făcusem tot cu ea într-un alt spectacol și ce făceam acum. Ceea ce, după părerea mea, în momentul ăla și reușisem, pentru că am făcut un personaj, vorbind de partea asta fizică acum, lăsând la o parte interiorul, că vorbim de un tip care era paralizat de la brâu în jos și era într-un scaun cu rotile, cu o pareză facială, fața era puțin căzută, așa aici vorbim de teatru. Mie îmi place, în general, să combin tehnica de film cu cea de teatru, sincer. Și cred că este loc de tehnică de film, inclusiv pe scenă. Așa cum filmarea, dacă vrei, tehnica de film folosește ce are actorul sau ce înmagazinează în teatru, pentru că ăla este locul de antrenament. Deci eu nu sunt actriță, dar nu fac și ceilalți colegi ai tăi așa să le
combine să ia bagajul de la teatru, da, să-l aducă la film și invers? Nu, cum altfel, pentru că teatrul este locul, este, dacă vrei, locul în care te antrenezi constant și în care faci propuneri. Îți faci propuneri, vezi dacă ies, dacă nu ies, scena stat în picioare. Iar asta înseamnă să înmagazinezi foarte multă experiență. Dar este loc și invers. Tehnică de film pe care să o aduci în teatru. Chiar să mergi acum pe teatru contemporan, teatru modern, este din ce în ce, merge într-un anumit tip de normalitate. Spectatorul înmagazinează și realizează că tu construiești un rol, dar deja este aproape ca la film, trebuie să fiu atât de natural. Construcția este atât de naturală și de nefăcută față de, nu știu, de acum 40 de ani sau acum 50 de ani, cum se făcea teatru. Eu fac un rol, uitați-vă la mine cum fac un rol. Acum se merge pe varianta în care nimeni nu trebuie să-și dea seama că eu fac un rol. Adică marea nebunie și în teatru a ajuns, după părerea mea, în momentul ăsta, ca și în film, lumea când iese de la spectacol să spună: nu, cred că așa e el. Sigur, da, așa e el. Ceea ce în momentul în care auzi asta te bucură. Ok, am păcălit până la capăt. Și ca să vezi că fac și eu o încercare așa să te păcălesc până la capăt? Am promis, da. Da. Nu, răspund la orice fel. Cum să vedem, poftiți? Repede, repede, așa că mai avem 2-3 minuțele. Repede, repede, 2-3 minuțele, repede, repede. Ia. Când ești mai fericit, când te apreciază femeile sau când te apreciază bărbații? Wow! Da, când te apreciază femeile, și la bărbați, probabil că este ca și la... te simți foarte bine în același timp, dar când te apreciază bărbații... Deja e chiar bine. Aici, dacă vorbim, dacă limităm și vorbim inclusiv de actorie, adică în momentul în care un coleg vine și spune: mamă, te-am văzut într-un rol, nu venea să cred că ești tu, sau wow, e, cum să spun, e, nu numai că e flatant, dar te simți, ah, mi-a ieșit. Noi, având deci răutățile tot noastre între noi. Constatație, da. Doamnelor și domnișoarelor, tot între ei. Și bărbații au nevoie de aprecieri, cum și noi, la fel. Da. Mulți zic că noi ne îmbrăcăm, de fapt, ne îmbrăcăm frumos pentru celelalte femei, asta nu pentru bărbați. Asta este componenta feminină pe care o are orice bărbat, hai să fim serioși. Orice bărbat are componenta asta. Să zicem, vai, vai, ce frumoasă e asta. Să zicem că ești agricultor și că gândaci de Colorado, ți-ai mi-a dat culturile de cartofi, ce faci? Sincer, o să mă mut. Eu m-aș muta în Colorado o perioadă ca să văd ce pot să fac cu acești gândaci, să vorbesc limba lor și să-mi scap culturile de cartofi. O să-i vând după aceea la piață. M-a avut un prieten, mi-aduc aminte, și acum la Constanța a făcut o chestie extraordinară pe vremea lui Ceaușescu. A închiriat o tarabă în piață pentru că s-a gândit să facă bani. De fapt, atunci l-a și luat securitatea, pentru că o zi întreagă el a vândut poezii. Și oamenii n-au înțeles de ce. Nu erau anti-Ceaușescu, să ne înțelegem, inclusiv poezii patriotice. Dar a fost forma lui de revoltă. S-a dus în piață și a închiriat o tarabă, îi dădeai un leu și spunea o poezie. Îi mai dădeai un leu, mai spunea o poezie. Dar tatuajul de pe mâna ta dreaptă, ce poezie ne spune, Gabi? Ride Till You Die. E vorba de motociclete. E marea mea nebunie, motocicletele... fac parte din viața mea, adică pe mine mă iei și Adriana când m-a luat țăraca cu tot cu motocicletă, mamă, așa bine, sunt, nu o să mă las niciodată. Viu ca să Da, ne disociem. Conduc de 12 ani și n-am avut niciun accident. Sunt Doamne foarte ajută. Atent în trafic. Și slavă Domnului că... Așa, acolo te-am prins. Puțină apă, asta ca să vedem dacă mi iese sau nu. Așa. Astea sunt exerciții de... Ia. Vai, ultima este absolut imposibilă. Să se sesizeze zilnic. Da, trebuie să pronunțe repede. Să se sesizeze zilnic, interdisciplinaritate, așa cum a difosfopiridinucleotid, pirofosfataza. Wow! Dumneavoastră sunteți chiar bun? Nu sunt chiar atât de bun. Și cu competențe extraordinare. Este un cuvânt din 36 de litere. Mai era unul și mai greu, din 44, dar am zis să fiu... Totuși să nu-l facem. Adică e lume, îl vede, să nu... Să păstrăm așa imaginea. Foarte bine te-ai descurcat. Bravo! Mulțumesc foarte mult. Excelent. Gabi, unde te vedem? Probabil zilele la astea, sau săptămânile astea. Eu sper ca în maxim într-o săptămână, două, să avem efectiv varianta finală a acestui spectacol care se cheamă Realitatea virtuală, ai zis tu. În culise, care este în culise, este, face parte din spațiu neconvențional de teatru, este un bar teatru, este bar la parter, după care la primul etaj este sală de teatru și la următorul sală de repetiție. Absolut minunat. Da, sunt foarte multe spații de genul ăsta în București. Din punctul ăsta de vedere, sunt foarte fericit, pentru că spațiul neconvențional începe să câștige foarte mult teren. Este ceea ce ne trebuia în teatru, în afară de spațiu clar și clasic de teatru, ne trebuie un spațiu neconvențional în care experimentul este la el acasă. Când spectatorii se pot disocia și pot alege
toate variantele de, uh-huh. de teatru sau, și asta nu înseamnă numai, pentru că cei mai mulți au senzația că spațiul neconvențional înseamnă stand-up comedy sau nu. Stand-up comedy este o formă, dar se poate face teatru efectiv. Noi vă dorim spor, Gabi, în experimentări, în disocierile de care vorbeai tu. Mulțumim și plafonări zero, zero. Barat, domnule. Să dea domnul. Niciuna. Domnul. Mulțumim mult de tot pentru că ai fost astăzi alături de noi. Un 1 mai fericit și cu proiecte, cu muncă, așa? Cu foarte multă muncă, cum, da. Cum îți place ție? Un 1 mai roz, da. Ca să zicem așa. Doamnelor și domnilor, luăm o scurtă pauză de publicitate, după care intrăm în tainele medicinei tradiționale chineze, alături de maestrul internațional în Qigong, Adrian Flora. Să fiți acolo când ne întoarcem din pauză, eu vă aștept. Vrei să ai și mai multă grijă de sănătatea ta? Începe acum o cură de detoxifiere avansată a colonului și a ficatului. Alege pachetul Super Detoxifiere, Colon Help plus Liver Help, cea mai puternică soluție de detoxifiere de la Zenith. Fă o cură completă de 3 luni și vei vedea diferența. Primăvara aceasta la un preț super promoțional. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Prietene, am venit să-ți aduc serviciile digitale ale viitorului. Abonează-te acum la Acta Cablu sau Acta Internet și beneficiezi de 50% reducere pentru primele 3 luni de abonament. În plus, ai abonament gratuit la Acta Telefonie și 20 de minute naționale incluse. Te așteptăm la sediile Acta și la reprezentanții noștri din localitatea ta. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Zilnic în jurul nostru se întâmplă lucruri care ne afectează în mod direct. Viața, afacerea, comunitatea. Participă la dezbaterile Feliciei Iordache și descoperă semnificațiile celor mai importante evenimente. De luni până vineri, numai la Giga TV. Interes direct. Doar lucrurile care contează pentru tine. Gândim altfel. Suntem împreună cu cel de-al doilea invitat al nostru, cu maestrul internațional Qigong Adrian Flora, și tot despre muncă vorbim. O să râdeți, dar munca este subiectul nostru principal. Bine ați venit, domnule Flora. Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Cu mare drag. Noi vă mulțumim pentru că avem foarte multe de învățat de la dumneavoastră și pentru mulți dintre noi sunt lucruri foarte interesante pe care le-am parcurs poate unii doar la suprafață, așa, oricum nu știm decât ABC-ul strict, iar alfabetul, cât e de lung. Noi ziceam așa, că cea mai grea muncă pe lumea asta este munca cu noi înșine. Ce muncește fiecare cu el însuși, astfel încât să rezolve probleme rămase nerezolvate din trecut, să poată găsi și pentru prezent abordări deștepte, inteligente, entuziaste și în viitor să ne fie cât se poate de ok. Dar
Dumneavoastră ce ziceți? Este auba cea mai grea muncă asta de pe... Da, fără îndoială, în ansamblu de organizare a fiecărui antrenament pe care îl fac eu cu toți elevii mei, cu vârste care oscilează doar, eu știu, între 5-6 ani și 90. Am văzut pe filmulețe de pe, da, de pe internet. Absolutna un moment de meditație, un moment care nu durează mai mult de 6, 7, 8 minute. Dar este întotdeauna un subiect pe care eu îl aleg din prezent, pentru că prezentul construiește viitorul întotdeauna. Și mai repară și câte ceva din trecut. Uh-huh. Prezentul este și un rezultat al trecutului, nu? Și avem fiecare câte ceva de revăzut, de reparat. În cele mai multe cazuri nu e prea târziu, niciodată nu e prea târziu, se spune. Și fiecare trebuie să-și revadă anumite aspecte ale vieții, ale comportamentului, ale felului în care au întâmpinat niște evenimente din viață. Dincolo de ceea ce mai toată lumea zice meditație, să mă ridic în niște sfere foarte înalte, e important asta la un moment dat. Dar până, cum se zice pe la noi, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Deci până să ajungi la Nirvana, te mănâncă problemele tale de acum. Și problemele tale sunt atât de multe încât eu, de pildă, în ultimii 22 de ani de când am început activitatea, pe 14 martie am sărbătorit cei 22 de ani de la înființare, mulțumesc. Adevărul e că e o viață de om, 22 de ani. Da, da. Am constatat că nu s-au repetat mai mult de 2-3 subiecte de meditație. Atât de multe lucruri avem de rezolvat în viața asta. Cred că mulți dintre telespectatori vă invidiază, se uită la dumneavoastră și zic, domne, ce ordine are omul ăsta în toate lucrurile, dacă a apucat în 22 de ani să mediteze fără să se repete, decât de, eu știu, de 2-3 ori. Este, poate, nu ai ordine, este și experiența și practica aceasta de Qigong, care, sigur, fiind până la vreo, am prins deja vreo 38 de ani de când practic, de când studiez, iar de 22 de ani m-am putut să-mi deschid oficial această școală. E firesc aproape să încep să descoperi niște lucruri la fiecare pas, în fiecare zi, să constați că mai este ceva de lămurit. Ori, unul dintre lucrurile cele mai importante pe care orice practicant al vieții, nu neapărat al Qigong-ului, trebuie să-l știe, este că fiecare zi este o competiție cu sinele. Și că cel mai periculos, cel mai viclean dintre dușmanii noștri, dintre, să zicem, rivalii noștri, suntem noi înșine. Pentru că întotdeauna găsim pe cealaltă latură a personalității noastre, găsim niște răspunsuri, niște mijloace să ocolim ceea ce e greu, ceea ce trebuie rezolvat. Mai amânăm puțin, mai zice, las că asta nu trebuie, las că e mai comod așa, lasă că e mai bine așa. Și atunci ai pierdut în ziua aia competiția cu tine. Deci noi suntem cel mai redutabil adversar pentru noi înșine. Exact, da. Ceilalți sunt ținte false, așa mai mult. Tocmai de asta, eu care în ultimii 54 de ani am făcut sport în continuu, am trecut prin 22 de sporturi până acum, să vedem, poate mai apare ceva nou, am făcut întotdeauna sport numai pentru sănătate. Așa m-a învățat tăticul meu, Dumnezeu să-l odihnească. Deci nu ați făcut pentru sport. Performanță? Nu m-a interesat. Și centura aceea neagră cu un dan? Este un rezultat. Tot pentru sănătate? Da, am fost și de două ori campion universitar la judo prin anii 75-76, dar cu totul întâmplător și poate tocmai pentru că nu căutam cu orice preț, cu tot din adinsul, victoria, ci mă interesa să fac, să aplic niște tehnici mai interesante, să fiu mai bun față de mine însumi, nu neapărat să mă înving adversarul. De fiecare dată când am câștigat campionatul, după meciul final, am fost fugărit de adversarul meu, care era mult mai solid, mult mai puternic și care, dacă punea mâna pe mine în afara regulilor de arbitraj, cred că mă făcea bucățele și mă punea la valiză. Dar, pentru că am fost mai priceput decât adversarii mei, care erau mult mai solizi. Și poate pentru că nu v-ați dorit, exact, domnule Florea, atât de mult să câștigați. Nu, am dorit să câștigă raport cu dumneavoastră. Exact. Da. Deci nu m-a interesat să le înving pe adversar. Niciodată nu pot exista doi oameni care să se întreacă între ei, pentru că întotdeauna sunt diferențe. Întrecerea este, într-adevăr, stimulativă, pentru
sportivii care vor performanță, pentru spectacolul pe care și-l doresc cei care se uită și pentru banii pe care câștigă cei care managerizează spectacole sportive. Pentru un om care se gândește la sine, competiția aceasta este foarte importantă cu sinele și atunci Qigongul vine ca o mănușă pentru cine gândește în acest fel, pentru cine vrea să aibă în fiecare zi noi performanțe. Pentru că performanțele se obțin nu pentru că le cauți, ci pentru că practici până când ele vin singure. Este un principiu al taoismului, de altfel. Cum și mari oameni de afaceri spun că nu pentru că și-au dorit bani, au acum mulți bani, ci pentru că și-au dorit să construiască. Au avut pasiunea construcției, nu pasiunea număratului. Da, da, număratul ți-a foarte mult timp, cred. Da, nu știu, n-am ajuns până acolo niciodată, dar oricum preocupările mele fiind de cu totul altă natură decât număratul banilor, sau mă rog, mai număr, dar sunt sume atât de mici încât se termină repede, nu-mi răpește prea mult timp, fără îndoială că pentru mine e mai important să știu că pot să fiu de folos cu tot ce am acumulat, cu tot ce am învățat oamenilor care vin la mine pentru că vor ce să... Ce caută, domnule Florea, oamenii care vin la dumneavoastră? Pentru ce vin? De cele mai multe ori ei își caută de ce vin ei către medicina tradițională chineză, să zic așa? Pentru că tuturor ne-e cunoscut termenul de medicină, fiecare cum l-om înțelege mai bine, mai prost, mai exhaustiv, mai limitat, așa, mai porționat, dar avem medicină. Există mai multe cauze. Sunt unii care, de pildă, caută medicina tradițională chineză pentru că este mai chic. Pentru că e altfel decât medicina alopată. Este și trend, da. Sigur. De ce să nu spunem? Există unii care s-au săturat să înghită medicamente chimicale și așa mai departe și atunci caută și altceva. Mai ales caută să înghită cât mai puține medicamente. Uh-huh. Sunt oameni care ajung la pungi mari, saci de medicamente zilnic. Și care aproape că nu mai au nevoie să mănânce mâncare obișnuită pentru că trebuie să mănânce pastile, trebuie să mănânce picături și tot felul de alte remedii pe care, pe bună dreptate, sigur, orice medic alopat își face meseria, îi dă pacientului ceea ce îi trebuie, ce consideră medicul că îi trebuie și fiecare specialist îi dă pe partea lui. Eu sunt nevoit să privesc omul în mod holistic, adică trebuie să-l văd în ansamblul lui și să încerc să îl feresc pe cât posibil de a ajunge să umble cu punga de medicamente după el. Și reușiți, domnule Florea? Eu cred că am reușit. Reușesc oamenii să se vindece de tot felul de tare ale organismului? Sigur că reușesc, pentru că până la urmă fiecare om este propriul său medic. În primul rând, prin felul în care gândește. Dacă aștepți să-ți rezolve alții problemele, n-ai să te vindești niciodată. O să umbli tot timpul cu punga de medicamente după tine. Deci asta e o zicere a medicinii tradiționale chineze, că fiecare om este propriul său medic? Nu știu dacă este o zicere a medicinii chinezești, dar eu am un slogan pe care mulți dintre cunoscuții mei deja îl știu, care sună cam așa: nici prietenul tău cel mai apropiat, nici profesorul tău, instructorul tău, nici guruul tău, nici îngerul tău păzitor și nici Dumnezeu însuși nu fac lucrarea ta în locul tău. Așa e. Și ca atare, ceea ce trebuie să facă un om care vrea să se vindece, nu trebuie să vină la mine și să aștepte ca eu să fac o minune, pentru că minuni face numai Dumnezeu. Eu sunt un om normal care cunoaște niște lucruri și care are posibilitatea să îndrume pe oameni ce să facă, în primul rând pentru a nu se îmbolnăvi. Și după aceea, dacă pot să-i mai ajut și în a se și vindeca. Dar trebuie să vindeci mai întâi sufletul, trebuie să vindeci gândul și după aceea trupul. Deci acesta este parcursul în Qigong. Da. Sigur că da. O luăm de la suflet și de la mintea noastră, care de multe ori ne îmbolnăvesc pe picioare, așa, cu forța răului pe și care îl creștem în noi. Văd din ce în ce mai multe cazuri și ceea ce e cel mai grav este că le văd în rândul celor foarte tineri. La cei mai vârstnici te aștepți că s-au blazat, s-au plictisit de anumite lucruri și așteaptă să fie tratați, vindecați, îngrijiți, mângâiați, luați în brațe de copiilor, de urmașilor, de doctori, de societate și așa mai departe. Dar atunci când vezi lucrurile acestea la tineri, deja împlânge sufletul și simt nevoia să fac multă școală la ei, să-i învăț că totul este în mâinile lor, că ei trebuie să facă totul, dar, sigur, trebuie să învețe cineva și cum. Și
Asta fac eu. Nu-i chem niciodată pe oameni, veniți la mine să vă vindec. Chiar dacă am mijloace din medicina tradițională chineză, chiar dacă eu, folosindu-mă de aceste mijloace, pot să fac niște diagnosticări care par ciudate, par, dincolo de realitate. Paranormale, nu? Când e paranormal, e bine, pentru că, în fond, ce înseamnă paranormal? La marginea normalității, nu? Acum 300 de ani, un automobil care merge singur pe patru roți era paranormal. Nu? Pentru că nu era posibil să meargă un automobil decât dacă te dai din picioare ca Flintstone sau îi puneai cai. Nu? Acum caii sunt înăuntru, în motor, da? Mai puțin în motorul mașinii tare, că am înțeles că ți s-a defectat astăzi. Da, la ceași de taină, când vine omul la emisiune. Da, uite, te-am dezavuat, dar ai ajuns la tine. Energiile dumneavoastră pozitive se pare că au ajuns până în locul din care porneam eu încoace și s-a rezolvat. Cel puțin mă străduiesc. Important este că avem nevoie de această gândire, de acest sistem și mult mai puțin de a ne trata propriu-zis. Până să ne tratăm de boli, trebuie să ne tratăm de o altă boală majoră, aceea că ne gândim greșit, că gândim greșit despre noi înșine, că facem sau nu facem ceea ce trebuie ca să nu ne îmbolnăvim. Am fost cândva invitat la o emisiune în aceasta în care Dumnezeu să-l ierte, Adrian Păunescu a încercat să adune vindecători. Nu m-am simțit foarte bine în mijlocul unor oameni care se considerau vindecători și care poate chiar erau, nu n-am negat niciodată calitățile lor, dar care dădeau impresia unor fel de vrăjitori, parcă îi vedeai cu pălăriile, cu vârf ascuțit și cu baghetele făcând minuni. Asta vede omul din afară. Ei fiecare își cunoșteau niște specialități. Pe mine m-au întrebat toți, dar nu vreți că sunau oameni și spuneau, eu am sufăr de cutare. Nu vreți să dați și dumneavoastră o soluție? Și vindecare. Dacă vreți să veniți la mine, veniți să vă învăț cum să nu vă îmbolnăviți. Că asta știe oricine, până la urmă se găsește o soluție să vindeci, să tratezi, să ameliorezi o afecțiune. De vindecat e mai greu, dar să ameliorezi, da. Dar nu vrei mai bine să te învăț cum să nu te îmbolnăvești, pentru că asta e lucrul cel mai important și cel mai ieftin. Te costă mult mai ieftin decât medicamentele, decât timpul consumat ca să te tratezi, în loc să te duci la serviciu, în loc să-ți faci o afacere, în loc să te ocupi de familie, de lucruri care să fie în folosul societății. Cât timp și câte resurse putem câștiga, domnule Florea? Îmi place foarte mult gândul dumneavoastră ca și concluzie de final pentru dialogul nostru. Abia am făcut așa o tatonare a Qigong-ului, dar ne propunem cu sprijinul dumneavoastră să mai facem câțiva pași, măcar timizi așa, dar în direcția corectă. Avem un drum care se duce până cu 8.000 de ani în urmă, așa că avem ce pași să facem. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Vă aștept cu mare drag într-o emisiune viitoare în care să facem și o demonstrație practică. Atunci va fi cu adevărat elocvent. Da. Iar noi mâine, doamnelor și domnilor,